Nu de puține ori s-a întâmplat să auzim că o persoană apropiată a fost sunată pe telefonul mobil de un individ necunoscut care îi spunea că un membru al familiei a suferit un grav accident. La asemenea veste, majoritatea celor apela sau speria și pentru un moment făceau tot ceea ce le dicta interlocutorul. În cele mai multe cazuri, cei ce se ocupă cu astfel de înșelăciuni sunt deținuții din penitenciare care pretind sume mari de bani. Pentru a pune punct unor astfel de situații, parlamentarii au votat legea privind dotarea celulelor cu aparate de bruiat semnalul telefoanelor mobile. Un lucru bun doar în opinia unora. E bine. E foarte bine. Păi ori ești în pușcărie, ori îți faci de cap. Ați fost vreodată victima unei înșelăciuni a oamenilor din închisoare? Nu, din închisoare nu. Dar e scurs de așa găsești peste tot. E bună lege. Ați fost sunată să vi se mama spună? Da. Mama mea e bătrână și este sunată și acum câteva luni și acum iarăși din nou s-a speriat, ne-a dat telefon repede că ar fi făcut fata mea un accident și că să-i dea bani și ea nu mai știa, se ducea pe la vecin pe scară să ceară bani ca să dea. Și a zis, potolește-te, ne-am dus toți peste ea să o liniștim, deci nu e bine să aibă telefoane înăuntru să facă așa ceva. Da. Deci ideea este că nu e bine. Cei mai afectați de decizia parlamentarilor sunt rudele celor aflați în penitenciare. Aceștia spun că nu văd nimic rău în faptul că o persoană lipsită de libertate deține un telefon mobil pe care de cele mai multe ori îl folosește pentru a ține legătura cu cei dragi. Nu este normal, sincer. Eu am o chestie pe care, poate pe dumneavoastră nu mă interesează, am pe cineva în arest. Și nu pot să vorbesc cu el, fiindcă e urgie. De ce face băiatul ăla dacă îmi spune cum o duce sau ce se întâmplă acolo? Când vor începe să se instaleze astfel de aparate în penitenciare, nu se știe. Însă, odată instalate, dispozitivele vor bruia doar telefoanele deținuților. Conform proiectului, aparatele vor fi instalate numai în celule pentru a nu afecta și mobilele angajaților penitenciarelor.